Oaspete special al Universității de Vest Vasile Goldiș cu ocazia deschiderii noului an universitar, doamna profesor universitar dr. Claude Vivier Legault, președintele FEDE și președinte al Comisiei pentru Educație și Cultură a Consiliului Europei, a fost distinsă cu titlul doctor honoris causa al Universității de Vest Vasile Goldiș. Este un moment extrem de onorant pentru întreg corpul academic și de cercetare al Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad. Doamna profesor universitar dr. Claude Vivier Legault este o remarcabilă personalitate a cărei activitate este orientată spre științele educației și managementului activităților artistice și culturale. Ca invitată a adunării parlamentare de la Strasbourg, acolo de fapt are și sediu comisia, doamna Claude Vivier Legault a fost onorată să se întâlnească cu grupul de stat împotriva corupției, este așa numitul grup Greco, care are ca scop prevenirea riscurilor împotriva corupției, lăsând propunerea, atenție, de extindere la nivelul studenților a unor cursuri pe această temă, finalizate cu certificate de mode practici, la care în interiorul FEDE lucrăm în prezent. A dus problematica corupției la nivelul activității, studenții să învețe de pe băncile universității cum se combate corupția. Este o premieră pentru întreaga lume. Economistă specializată în finanțe, persoană de acțiune și de proiecte, pasionată de artă și de cultură, doamna Claude Vivier Legault trăiește între Paris, orașul în care activează, Bretania, regiunea State Suffet și Southampton, orașul său de adopție, impulsionând FEDE să dorleze proiecte europene ambițioase, care să plaseze valorile cetățenii, culturii, educației și drepturile omului în centrul dezvoltării societății contemporane, angajamente care au condus în mod natural la alegerea domniei sale în luna iulie 2017, în calitate de președinte al Comisiei de Educație și Cultură a Conferinței Consiliului Europei, în unanimitate. Ne-am bucurat cu toții în cadrul FEDE, fiindcă este prima președință care a obținut votul umanitar a tuturor țărilor membre ale Consiliului Europei. Până aici nu a existat pe la asta. În semn de recunoaștere a prodigioasei activități profesionale, științifice și manageriale, doamna profesor universitar dr. Claude Vivier Legault a fost acordat în alte distinții de stat, titlul de cavaler al Ordinului Național Francez, cel mai înalt titlu la acest domeniu de merit, respectiv titlul de cavaler al Ordinului Francez, Ordinul de Palm Academic, cea mai înaltă distinție academică acordată de guvernul francez. Ca vicepreședinte al Federației, aflat la al patrulea mandat, vreau să fac sublinierea care am făcut-o și în cadrul deschiderii oficiale a anului universitar de învățământ. Profesor Publicus Ordinarius Claude Vivier Legault, honoris causa in corpus doctorum, cuius universitatis reciperetur, in cuius reitivem ho diploma acomium quibus expedit notitiam conscribendu is. FEDE has among its resources
Vreau să subliniez buna colaborare dintre FEDE și Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad, care este membră a Federației pentru Educație în Europa cu statut participativ pe lângă Consiliul Europei din anul 1992. Aici, la Arad, vom pune bazele înființării în premieră a Școlii Doctorale Europene a FEDE, cu linii de studii doctorale în cultură și turism, inovație și tehnologie IT, guvernanță în management, în domeniul financiar bancar și în domeniul resurselor umane. The most beautiful science is the one which is dedicated to the education of people. Many thanks. În semn de recunoștință față de activitatea depusă doamna profesor universitar dr. Claude Vivier Legault, i-a decernat președintelui Universității de Vest Vasile Goldiș, profesor universitar dr. Aurel Ardelean, diploma de onoare a FEDE. Profesor universitar dr. Claude Vivier Legault s-a întâlnit cu dascălii din cadrul universității, din domeniul medical, dar și limbi moderne, precum și cu partenerii antreprenoriali. Împreună au căutat metode de abordare a unor tematici de ordin european, a unor proiecte care pot fi materializate prin Consiliul Europei, în scopul internaționalizării învățământului arădean. Președintele FEDE s-a întâlnit de asemenea cu reprezentanții autorităților locale și județene. La primăria municipiului a purtat discuții cu viceprimarul Călin Bibarț, iar la Consiliul Județean a fost întâmpinată de vicepreședintele Sergiu Bâlcea și Andrei Ando, directorul Direcției Comunicare și Strategii. Discuțiile s-au axat pe rolul și importanța de care se bucură Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad în Europa și în lume, precum și proiectele viitoare, adaptarea curriculei universitare la cerințele mediului economic local, precum și integrarea absolvenților de studii superioare pe piața muncii. Atât Primăria Municipiului, cât și Consiliul Județean Arad sunt partenere ale Universității de Vest Vasile Goldiș și derulează o serie de proiecte comune.